Să ne salutăm, zic că e o nouă zi, o nouă dimineață. Bine v-am găsit, foști colegi de izolare. Permiteți o întrebare? Care e ritualul vostru de dimineață? Care e ritualul vostru atunci când vă treziți? Eu mai nou am următorul ritual. Nu m-am dezmetecit bine, deschid internetul, deschid YouTube-ul și caut în trending. Caut acolo unde e flacăra aia de trending să văd cine e în top, cine e pe primul loc. Și mă liniștesc când văd că tot ăia. Abitalent, Carmen de la Sălcioa, Culiță, Iancu, Jianu, Jador, Dani Mocanu, îmi dau două palme și pornesc. Asta e România, trebuie să continuăm. Cumva trebuie să continuăm. Ar fi o premieră, ar fi o premieră să fie în trending un concert de-a lui Dinu Lipati. Ar fi o premieră să auzi ceva compus de Enescu. În trending să fie o piesă de la Semnal M, ar fi o premieră. Dar tot despre o premieră vă vorbesc și eu în cele ce urmează. Fiți atenți! Bun, spune-ne cum va fi spectacolul de duminică. Va fi un spectacol extraordinar pentru că nu degeaba este o premieră. E un spectacol făcut de clujeni, că eu sunt din Alba, pentru clujeni, pentru toți cei care stau în Cluj-Napoca și în zonele limitrofe. Ei cunosc genul ăsta de stand-up comedy. Dar pentru data aceasta am pregătit o super premieră. Aici, pe Cluj Arena, se vede în toată splendoarea ei, numai că o să fim în interior acoperiți de tribună. 500 de persoane, locuri sigure, distanțare socială, 3DD. Distanțare, dezinfectare, distracție. Ce înseamnă pentru tine această experiență? O premieră, cum am spus, o premieră, ceva grozav. Orice Ilie Tobre, să vezi pe stadion 500 de persoane care aplaudă, care te felicită, care te încurajează. Energia, schimbul de energie. Totuși să fii în aer liber, pădita mai stadionul, o premieră națională. Abia aștept, abia aștept. Prea tare, prea tare, nu se poate să lipsiți de la premiera asta. Vă invit, mai sunt câteva bilete, mai sunt locuri disponibile. De pe intertix.ro vă puteți lua bilete fără nicio problemă, nu-i așa? Că tot vorbim despre premiere. Din 15 să deschid sălile de fitness. Acum nu vă apucați să-mi ziceți că un pic de mișcare nu ți-ar strica. Ai stat prea mult în izolare, ai pus pe tine. Mă rog, fiecare cum poate și cu ce poate, dați niște măsuri draconice, domnule, pentru sălile astea de fitness. Mai rău ca la sălile de păcănele, care încă nu se știe dacă sunt deschise. Și Viorel Lis ce face? Că el acolo face mișcare, nu la fitness. Acolo își menține el sănătatea. Deci, ca să mergi la o sală de fitness, trebuie să-ți faci programare pe telefon, parcă mergi la restaurant. Trebuie să îți duci cu tine prosop. Și trebuie să-ți asigure patronii sălii un perimetru de 7 metri pătrați. Apoi, ce să faci în 7 metri pătrați? E cam prea mult. Câte haltere, câte greutăți, câte scule avea. 7 metri pătrați mi se pare enorm. 7 metri pătrați n-are o garsonieră din Mănășturi pe care să cer vreo 70-80 de mii de euro. 7 metri pătrați să faci fitness. Și faci fitness, te apucă, îți faci un grătar. Poate de aia trebuie să lase așa spațiu mare ca să îți faci și un grătar, un ceaun, ca să îți recuperezi puterile după atâta fitness, după atâta cardio, după... Ziceți și voi. Ziceți. Ziceți. Că eu am vorbit despre voi chiar într-un material recent la Radio Transilvania. Ia ascultați cum v-am lăudat. Da, nu știu cum s-a întâmplat până acum lucrurile. Au fost, eu ți-am urmărit constant postările și feedback-ul sau, nu știu, relația, cum e cea din online, respectiv cea pe care tu o întâlnești în sălile de spectacol, nu știu, în pub-uri, în alte spații. Exact aceeași, dar mai amplificată. Faptul că ne putem privi în ochi, putem sau puteam să ne strângem mâna, să ne salutăm, e altceva. În offline e un pic mai artificial, dar în online, dar n-am avut ce să facem în perioada asta. Și aici s-au strâns mai mult legăturile. Cei care mă urmăresc au intrat zilnic. Am declanșat niște povești pe care le-am prelungit pe mai multe zile, deci ca într-o comunitate. Salut colegii din comunitate, a? Frumos v-am vorbit, frumos v-am pus la valoare. Păi așa și este. În timpul pandemiei am strâns legăturile cel puțin aici pe Facebook, aici pe YouTube. Și de aia vă aștept să ne mai vedem față către față cu prima ocazie, care va fi
pe 14 iunie, duminică, de la 8:30 seara, pe Cluj Arena. Nu? Și dacă nu veniți, nu ne supărăm. Dacă nu veniți toți, măcar 480 din cât sunteți aici pe Facebook. Măcar nu. Dar nu ne putem supăra. Dar ce? Eu, Răzvan Simion, să mă supăr pe voi ca pe Lidia Bubele sau Buble, cum o cheamă? Da, s-au despărțit. S-au despărțit că s-au supărat unii pe alții, unul pe altul, ci că Răzvan nu mai putea iubi. Nu mai putea iubi și ci că au rămas doar prieteni, așa, relațiile din showbiz rămân prieteni și el îi rămâne în continuare impresar. Cum ar veni, participă, dar nu se mai bagă. Păi mă, Răzvan, ia și tu exemplu de la Ilie Năstase, care la 70 și de ani s-a căsătorit a 5-a oară. Nici el nu mai știe de câte ori a fost căsătorit. Pentru a îmbina utilul cu plăcutul, cununia religioasă a avut loc la Techiriol. După aia lor fezandat la Nămol. Naș, cine? Marica împreună cu iubita sa. Nu mă întrebați care, dar cu aia. Marica. Bă, ce idee pe Ilie Năstase. Ce idee să le ia de naș pe Marica. Băiatul cu prosopul. Ce idee au avut. Bă, decât să fie gelos și să caute pe telefonul lui nevasta, să sune prietenii, să întrebe, să pună detectivi, l-au pus de naș pe Marica. Vă dați seama ce să mai cauți. Că e acolo, dacă e cazul, nu-i așa? Că e și vorba aia românească. Ci că la nănaș trebuie să te lași. Și mai ales dacă e Marica, trebuie să te lași. Vă las. Vă las și eu să urmăriți ultima parte a materialului preînregistrat. O zi bună vă doresc și să ne vedem cu bine și mâine. Nicu Bendea pe adresa dumnea voastră. Vor fi bilete? Bilete, da. Se pot cumpăra online și să sfătuim publicul să facă acest lucru pentru, nu e așa, pentru protecție și protejare, dar va fi și un birou de unde se vor putea lua și la fața locului, dacă mai rămân. Ce ziceți, băieți? Ați crezut voi vreodată, mă, Nicu, mă, Costi, că ajungi să faci stand-up pe stadion? Premieră națională, stand-up comedy pe Cluj Arena. Nici nu mă gândeam nici că o să vin la stand-up pe Cluj Arena. Da, glume, glume, ai pregătite. Am vreo tribune, două orele. Tribune, două orele. Nu, mă, nu e ok. Stai așa, și Sasha, da. Deci suntem cu tare, Costi, Nicu, Unguru, Sasha. Trebuie să zicem cumva mai fain. Deci, da, hai. Salut, suntem. Opa, stați, Cania. Salutare, sunt George Florescu și vă invit pe Cluj Arena, de data aceasta nu la o partidă de fotbal, ci la o partidă de glume, pe 14 iunie la 20:30. Super, bine zis! Bine, băieții! Doamne ajută! Hai! Cupă stadionul! Ale, ale, stand-up, ale! Ale, stand-up, ale! Este! Hai, fugi, că uitați! Avem loc în tribune pentru toată lumea! Adă semințele! Hai pe Cluj Arena!